Paginile Dareghin TV continuă să fie cele mai apreciate site-uri cu știri din zonă. Iată cum arată topul audienței ultimelor 24 de ore. Cea mai accesată postare pe jurnaldareghin.ro a fost știrea că s-a găsit un bărbat în Luduș, a cărui identitate este necunoscută. Pe locul 2, ca număr de vizionări, se află știrea despre noua piesă a trupei reghinene de hip-hop Legal. Materialul despre trupa de teatru din culise, care va participa la festivalul de la Bahnea, a fost pe locul 3. Pe pagina de Facebook Dareghin TV, cea mai accesată a fost tot știrea despre identitatea necunoscută a unui bărbat apărut în Luduș. Informația legată de trupa de hip-hop din Reghin, care a lansat o nouă piesă, a fost a doua, iar pe locul 3 se află informația despre participarea la festivalul de la Bahnea a trupei de teatru amatori a Casei de Cultură George Enescu. Detalii aflați accesând site-ul jurnaldareghin.ro sau pagina de Facebook Dareghin TV.